Încerc să fiu extrem de atent în discuțiile pe care le port cu amici, clienți, prieteni și ce implică, din partea mea, recomandarea anumitor produse. Sunt unele despre care nu știu foarte multe detalii. Motivul principal? Dom'le, nu mi-a trecut așa ceva prin mâini. Refuz să fac recomandări legate de produse pe care nu le cunosc. Dar asta nu înseamnă că întorc spatele și plec. Ce se întâmplă în momentul în care mai multe persoane te întreabă de un produs sau mai multe? Pare să fie ceva necurat la mijloc, specificații bune și un preț excepțional? Ei bine, atunci mă activez și vreau acel produs să-l testez. Iar la sfârșit îmi pot face o părere pe care o pot împărtăși cu mai multe persoane, cum ar fi cei din comunitatea noastră. Foarte mulți din cei ce au fost pe live-ul în care am discutat despre monitoare au menționat aceste două modele, Xiaomi Mi 2K și Astro Gaming, și țineți-vă bine că nebunesc de fiecare dată când aud așa ceva. PG27Q1 15R2A. Smooth din Star Wars. Pe bune! Pe bune! R2D2 C3PO Q... Două modele ce, din punct de vedere al specificațiilor, sunt extrem de atrăgătoare. Iar momentul în care arunci un ochi și în dreptul prețului, par să fie, fără niciun fel de discuție, best buy. Ce mai turavura? Xiaomi m-a atras foarte, foarte mult din poze prin prisma marginilor foarte subțiri. Mai mult decât atât, ASRock are și un gimmick pe care, sincer să fiu, eu nu l-am mai văzut până acum pe niciun monitor. Sau nu mi-aduc eu aminte. Piciorul are o funcție de antenă Wi-Fi. Și toată lumea o să întrebe, cum adică? O să vedeți imediat, pentru că urmează să le luăm pe amândouă și să vorbim despre design. Hai să începem! Xiaomi Mi 2K este cât se poate de simplu. Pe alocuri prea simplu. Dacă stai un pic și te uiți la el, îl poți confunda, fără niciun fel de discuție, cu Dell? Asta poate și din cauza faptului că ecranul în sine nu beneficiază de niciun fel de curbură și are margini foarte subțiri. Sistemul de fixare al monitorului pe birou este unul extrem de simplu. O bază cu o suprafață medie și piciorul în sine. Dar spatele monitorului, foarte multă lume o să zică, suntem 2023, mădăline, trebuie să fie cu ceva briz-brizuri, trebuie să fie ceva nebunii. Nu, este la fel de simplu și curat, fără briz-brizuri. Pe partea de conectică, are două HDMI versiune 2.0, un DisplayPort versiune 1.4, un USB în partea inferioară și, evident, mufa pentru alimentarea monitorului. Încă o dată, ce mi s-a părut extrem de ciudat, mai ales că vorbim de un hub. E vorba de cele două USB-uri poziționate aiurea, pe spate. La fel și mufa pentru căști. Sincer, nu înțeleg de ce aceste trei porturi nu le regăsim în aceea zonă cu restul conecticii. Pentru că Xiaomi are și un cover magnetic ce practic imenit să ascundă toate cablurile. Ha, în fine, cine se uită pe spatele monitorului când îl folosește? Hai să nu fim cârcotași. Diagonală, 27 de inci. Margini subțiri, dar nu atât de subțiri precum par în fotografia produsului și pe care ați văzut-o și voi pe site. De fapt, acea fotografie este disponibilă și pe ambalajul produsului. Chiar și așa, cei ce își doresc un setup de tip surround vor aprecia fără niciun fel de discuție dimensiunile reduse ale marginilor monitorului. Bun, deci, 27 de inci, 2K, un panel de tip IPS cu o rată de refresh de 165 Hz și un timp de răspuns de numai 1 milisecundă. Suprafața display-ului, mată, lucru ce cu siguranță o să fie apreciat de foarte mulți utilizatori. Meniul monitorului. Meniul monitorului poate fi accesat prin intermediul celor 4 butoane disponibile în partea inferioară dreaptă. Da, din păcate, nu avem un joystick, ce practic ar trebui să facă navigarea mult mai ușoară. Dar chiar și așa, meniul e foarte bine gândit și foarte intuitiv.
îți permite să faci tot ce vrei tu. Trecerea de la un profil la altul, profile prestabilite de către Xiaomi, până la modificarea luminozității și a contrastului și a căldurii temperaturii și așa mai departe al acelui profil sau să-ți creezi tu propriul profil, practic ca la orice monitor. E foarte bine gândit meniu. Foarte, foarte bine gândit. În tabăra cealaltă, cea dedicată modelului de la ASRock, lucrurile stau un pic altfel. Aici s-a dorit un design mai futuristic. În fine, dar câteodată parcă mai simplu arată mult mai bine. S-a vrut acel look futuristic, dar parcă totul este mult mai aruncat la voia întâmplării. Baza în formă de V, o înțeleg. Cu cât mai mare, cu atât oferă monitorului mai multă stabilitate pe birou. Dar standul în sine, mult prea mare și mult prea butucănos, chiar dacă are o funcție în plus, aia de care am vorbit un picuț mai devreme. Și poate vă întrebați, care e faza, domne, cu Wi-Fi-ul ăsta? Păi faza cu Wi-Fi-ul ăsta este și faza cu cele două porturi disponibile în partea inferioară a standului. Ei bine, în cazul în care ai o placă de bază ce dispune de Wi-Fi, piciorul în sine se transformă în antenă. Antenă ce nu se comportă ca un emițător, ci mai degrabă pentru a capta cât mai bine semnalul wireless dat de routerul pe care îl dețineți. Nu știu câți utilizatori vor aprecia sau, eu știu, au o placă de bază cu Wi-Fi, dar știu sigur un lucru. Când e vorba de gaming, mai ales de cel competitiv, nu vei folosi niciodată conexiune wireless, indiferent de cât de potent este routerul pe care îl deții. Nu știu ce să spun vis-a-vis de acest feature. Personal, nu m-a dat pe spate, ci mai degrabă m-a făcut să mă întreb de ce? De ce? De ce așa ceva? În detrimentul, vă spun imediat ce aș fi preferat în locul Wi-Fi-ului. Pe partea de conectică, un port de alimentare, evident, un port DisplayPort versiunea 1.4, două porturi HDMI versiunea 2.0 și un port pentru căști. Atât. Înainte de a trece la partea dedicată display-ului, ar mai trebui să spun că modelul celor de la ASRock dispune, față de cel de la Xiaomi, de două difuzoare a 2W fiecare disponibile în zona inferioară. Probabil că ăsta e și motivul pentru care tot ceea ce înseamnă butoane pentru controlul meniului sunt disponibile pe partea din spate a monitorului. Diagonală, aceeași, 27 de inci. Nu ți se pare că ăsta e mai mare un pic? Față de ăsta? Rama inferioară mai groasă decât ăsta și ramele un pic mai groase decât Xiaomi. Și acum urma să spun că marginile sunt relativ identice cu cele a modelului de la Xiaomi. Nu, sunt un pic mai groase. Rezoluție 2K, în spate aflându-se un panel de tip VA cu o rată de refresh de 165 Hz și un timp de răspuns de 1 milisecundă. Suprafața display-ului, yay, mată, din nou. Și să nu uităm de curbură, pentru că aici avem un 1500R. Hai să trecem la meniu, după care vom mai menționa câteva caracteristici urmate de concluzii. Meniu mare. Mare minus, un mare minus. Avem un joystick în partea superioară dreaptă și încă 3 butoane. Unul de power, pe care tocmai l-am folosit. Încă două, unul ce are legătură cu brightness-ul, brightness pe care nu îl poți modifica pentru că ai deja un profil activat. Cine ar face așa ceva? Tu ca utilizator ești blocat. Ți s-a pus o barieră în față și ți se spune foarte clar, ăsta este profilul, pe ăsta îl folosești, punct. N-ai voie să modifici absolut nimic. Dacă vrei să modifici, treci pe standard și acolo poți să modifici, să faci ce vrei tu. Dar până acolo nu. Și asta în condițiile în care acesta este meniul monitorului, unde poți selecta un profil, DCR-ul, MPRT-ul ce este rata de refresh, image setup, temperatura de culoare, meniul monitorului, unde să fie și cum să fie și, nu în ultimul rând, câteva detalii legate de cum se comportă dânsul, adică 2K, 165 de Hz și cam atât. Este un meniu
cât se poate de mediocru. Pe măsură ce mă jucam cu ele, am realizat că modelul de la Xiaomi se poate orienta și în mod portret. Asta și în condițiile în care asta e înălțimea maximă. Da? Păi și cum? Spre față? Se întoarce? Și înapoi. Dar ăsta nu poate. Acum știu că foarte multă lume o să zică, băi, ești nebun? Astrocul este curbat, deci nu are cum să fie în mod portret. Ba da, are. Ăsta poate, AOC-ul. Samsung de la mine poate. Hai că dacă utilizatorul vrea ca acest display să poată să fie pus în mod portret, se poate, de ce să nu se poată? Dar trebuia să vrea și producătorul. Cum ziceam un pic mai devreme, câteva specificații și o să le dăm pe modul versus. Spectrul de culoare, Xiaomi sRGB 100%, DCI P3 95%, ASRock sRGB 110%, DCI P3 87%, contrast ratio, pe Xiaomi 1001:1, pe ASRock 4000:1. Vorbim de valori typical. Luminozitate, Xiaomi 400 de candele pe metru pătrat, ASRock 550 de candele pe metru pătrat. Ambele modele au tehnologii incluse precum Blue Light Reducer, Flicker Free, FreeSync și nu în ultimul rând HDR 400. Ambele. La final de clip și după o săptămână și ceva în care m-am jucat cu fiecare în parte. În sfârșit pot să trag concluzii și să le pot împărtăși cu voi. O să încep prin a vă spune că modelul ce mi-a plăcut cel mai mult este cel produs de către Xiaomi. Și asta nu are niciun fel de legătură cu faptul că în spatele monitorului se află un panel de tip IPS. Nu am pus lucrul ăsta în balanță, cu toate că știu că IPS-ul este mult, mult mai ok. Mai degrabă, ci cu faptul că meniul monitorului îți poate permite să-l setezi după bunul plac. ASRock are un meniu, cum i-am spus un pic mai devreme, mediocru. Adică e ca și cum nu l-ar avea. Pentru că nu te lasă să modifici niciunul din profilele presetate de către ASRock. Sunt aruncate câteva moduri, numai de dragul de a fi aruncate. Cum am zis un pic mai devreme, nu pot fi modificate. Caracteristici unde vei găsi numai on-off și lista poate continua. Din punct de vedere al calității imaginii și aici, din punctul meu de vedere, din nou, Xiaomi, chiar nu vine să cred că spun lucrul ăsta, mai ales că mai țin minte că am avut o experiență extrem de tâmpită cu un monitor ce era marketat ca fiind de gaming și el avea 60 de Hz, mai țin minte? Înapoi la imagine. Da, Xiaomi este câștigător la capitolul ăsta. O singură hibă i-am găsit, pentru că sunt crăcotaș, nu de altceva. În cazul în care vrei o imagine mai sharp decât este ea, pentru că ai o astfel de opțiune în meniul monitorului să modifici sharpness-ul, ai mare grijă, pentru că în momentul în care îl duci la 100%, eu aș recomanda să lăsați la 50% cât este el. Apare chiar și în jocuri un efect turbat de ghosting. Am observat lucrul ăsta în Diablo 4 la itemele de pe jos și al cărui scris era cu alb. În momentul în care miști caracterul, acel scris se transformă în roz. Și asta în condițiile în care eu am greșit și am setat valoarea sharpness-ului la 100. N-am făcut altceva decât să o trec înapoi la 50, setare în fabrică și totul este cât se poate de ok. Iar imaginea este foarte, foarte, foarte ok. În schimb, la jupunul, la ASRock, vai de mine și de zilele mele, am crezut că am făcut o setare iurea în meniu. Bine, asta este ce am crezut, că practic nu ai unde să faci vreo asemenea setare. Imaginea de pe ecran, la un moment dat, se transforma în
Nu știu cum să o descriu. Chiar nu știu cum să o descriu. A, știți cum, cum este atunci când mergeți cu trenul? Cei care ați mai mers cu trenul și vă uitați pe geam și copaci și vă trec așa în viteză? Cam așa ceva. Cam așa ceva. Adică, uite cam așa. Sincer, nu am nici cea mai vagă idee de la ce ar putea să fie. Am dat factory reset de 3 ori. De 3 ori. Răzvan îmi zicea la un moment dat, schimbă cablu. Dar e același cablu pe care îl folosesc eu în mod uzual la monitorul de la birou și pe care de altfel l-am testat și pe dânsul. Nu știu. Ca și cuvinte de încheiere, și asta în condițiile în care voi ne-ați provocat cu modelele astea, PG27 și Xiaomi Mi 2K, dacă cineva mi-ar pune pe birou aceste două monitoare și m-ar pune să aleg fără să-mi dea niciun fel de specificații tehnice și ascunzând detaliile legate de producător, de producătorul din spatele acestor două modele, adică să pun un scotch aici, un scotch aici, un scotch peste tot, peste tot, dar să mă lasă să mă joc cel puțin 15 minute pe fiecare model în parte, cu siguranță aș alege modelul celor de la Xiaomi. Este mult, mult mai echilibrat atunci când vine vorba de calitatea imaginii. Și în fond și la urma urmei, asta ne interesează pe toți. Calitatea imaginii. Și celelalte detalii tehnice, fără niciun fel de discuție. Plus că mă lasă pe mine ca utilizator să aleg ce să modific dintr-un profil anume. Sincer, ASRock nu e rău. Nu e rău deloc, dar mai au de lucru la capitolul imagine, meniu, imagine și meniu. Dar au cam multișor, cam multișor. Citeam la un moment dat un articol în care se spunea că ar exista niște profile pe care să le instalezi prin intermediul sistemului de operare Windows, ce ar mai rezolva un pic din aceste probleme, dar numai la capitolul culoare, contrast, luminozitate. Sunt convins că următoarea generație sau versiune, sau cum mi se va spune, o să fie mai ok. Dar în momentul de față, OSD-ul, meniul monitorului, limitează modelul pe care l-am testat enorm, dar enorm de mult. Gata. Astea, de fapt și de drept, au fost cele două monitoare pe care voi, cei din comunitate, ați solicitat să ne dăm cu părerea sau mai degrabă să le testăm. Ca de obicei, dacă v-a plăcut acest episod, știți ce aveți de făcut. Dacă nu v-a plăcut, nu v-a plăcut. Aia e. Trist. Trist. Aia e. Iar dacă nu sunteți abonați, dar vă place ce facem noi acilica, abonați-vă-ți, zic. Merită. Și e gratis. Pe bune. Să aveți un sfârșit de săptămână cum vreți voi să fie. See you guys.